Iubiții mei, chiar dacă o să citesc mai puțin din Biblie, o să vă rog să ne ridicăm în picioare. Citesc din Marcu, capitolul 12. Doar versetul întâi o să citesc. Iisus a început pe urmă să le vorbească în pilde. Un om a sădit o vie, a împrăsmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn, apoi a arendat-o unor vieri și a plecat din țară. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Iubiții mei, este o nouă ocazie să fim împreună. Suntem cu bucurie din nou la dumneavoastră. Fratele Manu va pleca în această seară spre România. Eu mai am de plecat cu soția spre Sydney și spre Adelaide. După care din nou lunea viitoare vom fi încă o dată împreună. Dacă veți fi mai puțin, înseamnă că v-ați săturat de noi. Dacă veți fi cel puțin la fel, înseamnă că Domnul încă mai are ceva de spus. Ceea ce dorim din toată inima este ca și în această seară Dumnezeu să ne vorbească, iar noi să avem urechile deschise și ochii deschis și inima deschisă. Mulțumesc. Okay. Vedeți dumneavoastră, în Biblie găsim foarte multe comparații și foarte multe metafore, pentru că Dumnezeu atunci când vrea să transmită anumite calități, anumite virtuți sau chiar anumite defecte, Dumnezeu folosește aceste comparații, metafore, într-un mod clar, într-un mod concis, pentru a avea un mesaj foarte clar pentru noi de transmis. De exemplu, Biblia folosește exemplul porumbelului. Biblia folosește exemplul turmei de oi. Sau veți întâlni în Biblie cuvântul candelă. Veți întâlni în Biblie cuvântul sau animalul lup. În Apocalipsa, Biblia spune că afară sunt câinii și nu se referă la rex, ci se referă la oamenii care au un caracter de câine, care mușcă. M-au întrebat frații din Australia ce fel de animale am vrea să vedem aici. Și am zis orice animale în afară de vulpi, de lupi, de șerpi și câini. Zic, mă, de aștia avem și în România. Cred că ați înțeles la ce mă refer. Nu trebuie să fiu mai explicit. Zic, dacă aveți porumbei, dacă aveți ceva oi, mielușei, din aștia ar vrea să vedem că stare rar și în România și aici. Iubiții mei, Biblia spune prin Domnul Iisus Hristos, când trimite pe cineva la Irod, spuneți vulpii aceleia. Nu era o vulpe din punct de vedere fizic Irod, însă avea un caracter viclean, un caracter șiret. De aceea astăzi, iubiții mei, vreau să folosim cuvântul acesta sau comparația aceasta a viei, pe care Dumnezeu o folosește deseori în Biblie ca să ne transmită un mesaj de învățătură. Într-o vreme biblică sau în vremurile biblice, o vie era un lucru foarte important. Cine avea o vie era un om care se putea considera bogat. Avea mâncare sau cel puțin avea must sau vin pentru un câștig pe măsură. Vreau să ne uităm în introducerea foarte scurtă pe care o să am cu ce se aseamănă o vie în Biblie. În primul rând, Biblia vorbește despre vie ca și proprietate personală. Întâi Împărați 21:1, după aceste lucruri, iată ce s-a întâmplat, Nabot din Israel avea o vie la Israel. E clar că se referă efectiv la cuvântul fizic de vie. Apoi Biblia în Cântarea Cântărilor 1:6 compară via cu o persoană. Nu vă uitați că sunt așa de negricioasă, că-și m-a ars soarele. Fiii mamei mele s-au mâniat pe mine și m-au pus păzitoare la vii. Dar via frumuseții mele n-am păzit-o. De asemenea, via se compară în Biblie cu împărăția lui Dumnezeu, în care suntem chemați fiecare să lucrăm, să ne implicăm. Matei capitolul 20:1. Fiindcă împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieșit dis de dimineață să-și tocmească lucrătorii la vie. Tot în Biblie veți găsi via asemănată cu poporul Israel, Isaia 5:7.
Via Domnului oștirilor este casa lui Israel și bărbații lui Iuda sunt vița pe care o iubea. Și nu în ultimul rând, în Biblie veți găsi pământul întreg, lumea întreagă, în Apocalipsa 14:18, comparată cu o vie. Și un alt înger, care avea stăpânire asupra focului, a ieșit din altar și a strigat cu glas tare către cel ce avea cosorul cel ascuțit: pune cosorul tău cel ascuțit și culege strugurii viei pământului, căci strugurii ei sunt copți. Iubiții mei, în această seară Domnul ne-a pus pe inimă acest mesaj foarte simplu, 3 puncte. Să vedem, potrivit Bibliei, din ce era compusă o vie. Și apoi să vorbim sau să punem această metaforă în dreptul persoanei noastre, a familiei noastre, a bisericii și chiar a comunității noastre. În primul rând, în versetul pe care l-am citit din Marcu 12:1, Biblia spune că omul acesta care a sădit o vie a împrejmuit-o cu un gard. Primul element pe care orice vie îl avea în acea vreme era gardul. Și zidurile sau gardurile au fost construite în jurul podgoriilor pentru a proteja strugurii de animalele mici, de șacali și de vulpi. Cântarea Cântărilor 2:15, prinde-ți-ne vulpile, vulpile cele mici care strică viile, căci viile noastre sunt în floare. Iubiții mei, vulpile mici reprezintă lucrurile mici din viața noastră pe care le scuzăm, le acceptăm cu ușurință, spunând că nu sunt păcate mari. Însă vulpile alea mici pot să strice toată lucrarea familiei tale, a vieții tale. Nu trebuie să vină un animal foarte mare să strice o vie. O vulpe mică ți-o intrat și ți-o făcut praf totul. Uitați-vă la Solomon, a folosit vulpile chiar în mod fizic, în Judecător 15:4, ca să strice grâul filistenilor. Samson a plecat, a prins 300 de vulpi și a luat niște făclii, apoi a legat vulpile coadă de coadă și a pus câte o făclie între cele două cozi la mijloc. Iubiții mei, am asemănat gardul viei noastre sau gardurile viei noastre cu principiile noastre. Și aș vrea asta să vă rog din toată inima, nu confundați principiile cu părerile. Noi avem foarte multe păreri, dar foarte puține principii. Eram într-o biserică și am primit un biletel în față: frate Cristi, ce părere ai despre? Și nu spun continuarea, că am primit multe bilete de acest gen. Și am luat biletul și l-am rupt în fața lor. Și oamenii s-au uitat așa îngoroziți, au crezut că mi-am pierdut mințile. Și în timp ce rupeam biletul în fața lor, am spus așa: vreți să auziți părerea lui Cristi Boariu sau principiul biblic? Eu nu mi-aș dori să-mi bazez viața, căsătoria, căsnicia, veșnicia pe părerea unui pastor, indiferent cât de pregătit e omul acela. De aceea, iubiții mei, vreau să subliniez astăzi: părerile se bazează pe ceea ce spun oamenii, principiile se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu. Și Biblia spune ceva extraordinar: cine dărâmă un gard va fi mușcat de un șarpe. Părerile, nu poți să construiești gard din păreri și nici nu-ți recomand să construiești garduri din păreri, dar construiește-ți astăzi un gard din principii foarte solide. Poate spui: nu fumez, nu beau, nu ucid, nu curvesc. Da, dar eu te întreb astăzi: cum stai cu lucrurile mici? Muzica necreștină, timpul pierdut pe filme și seriale fără niciun folos, glume proaste, neascultarea de părinți sau de slujitori sau de Dumnezeu, invidia. Ați auzit de vreodată în bisericile pentecostale sau baptiste să pună păstorul pentru invidie pe cineva deoparte? Noi am văzut oameni chinuiți de invidie 10 de ani, nu se puteau bucura de viață. Că de ce ăla are mai mult ca și mine? Iubiții mei, hai să vă spun ceva. Am înțeles în viață că valoarea nu stă în ceea ce ai, ci valoarea stă în ceea ce ești. Și nu mai comentez lucrul ăsta. Dar știți bine că 1500 de teroriști în 7 octombrie anul trecut au intrat în Israel și au ucis peste 1000 de evrei. Cei mai mulți dintre acești teroriști au intrat în Israel și au făcut prăpăd după ce mai întâi au stricat gardul de la graniță. Cum stai cu principiile tale?
ca și fată, ca și tânără care vorbești cu un băiat, poți să-i spui, nu mă atinge până când nu ne căsătorim? Că nu o să rămâneți doar la atingeri? Eram în piață și am vrut să cumpăr niște roșii și am pus mâna pe roșii. Și ce m-a zis vânzătoarea? Dacă ai pus mâna cu maiale. M-am supărat un pic, dar avea dreptate. Am o întrebare pentru băieți. V-ați bucura să luați o fată pe care au pus mâna încă 20 de băieți? Nu. Spune clar, am principiul ăsta. La ora 10 trebuie să fiu acasă. Sunt niște principii, iubiții mei. Mi-aduc aminte, noi am fost 9 copii la părinți, eu am fost cel mai mare. Din cauza că am fost cel mai mare, în fiecare seară aveam comitet cu părinții. Când tot timpul mi se spunea, dacă tu ești rău, tot o să fie rău. Dacă tu ești cu minte, o să fie tăți cu minți. Am crescut într-o familie modestă, într-o familie săracă. Meream cu pâine, cu un soare și cu boia la școală. Nu știu dacă mai țineți minte vremea aia. O spun astăzi la 38 de ani. Eram bogați și nu știam. Astăzi avem frigiderul plin și suntem săraci. Că nu mai avem rugăciuni cu foc, nu mai avem dragostea care trebuia să o avem, nu mai avem bucuria care... Ne bucuram atunci, știți de ce ne bucuram? De lucruri mici. Acum nu știu ce se cumpere la copil. Am văzut pe internet, eu cumpărat Tesla la fată de 18 ani și a zis, fata, ce cu cadou ăsta? Nu știi cum să-i mai mulțumești pe oameni. Și într-o zi am plecat în vizită la unul din vecinii noștri care stătea foarte bine financiar. Noi, mama cumpăra suc numai când veneau musafirii la noi. Și ne uitam pe geam așa, sper să își aduc aminte musafirii câți copii suntem și să nu bea tot sucul ăla. Așa ne gândeam noi. Și când terminau sucul sau terminam noi sucul ce-o rămas, jucam fotbal cu sticla de cola. Eram fericiți și nu știam. Eram bogați și nu știam. Astăzi le cumperi 4-5 mii și acolo stau și plouă pe ele. Și am mers la un vecin care stătea bine financiar și tot mi-am dorit mult o minge de tenis sau o minge de fotbal. Soama mea, nu lucruri mari, lucruri mici. Și am văzut câteva minci pe jos de tenis, stăteau așa în ploaie, în mizerie. Zic, mă, dacă ar fi a mea, eu l-aș ține pe mobil acasă, pe covor persan, l-aș pune. Nu m-aș bate joc de el să le țină în curte. Și mă tot gândeam după ce părinții au intrat în casă, cum să mă duc să iau o minge, să o bag în buzunar, că mă gândeam sigur, nu cred că le-o numărat la cât de bine stau financiar ăștia, nu cred că le-o numărat. Dar am zis, mă, cum să o bag în buzunar, că să se umfle buzunarul? Cum pot să o bag să nu se umfle? Dar am zis, fac eu cumva, văd, o țin la spate. Iubiții mei, vă mărturisesc înaintea Domnului, aveam vreo 7-8 ani, când m-am apropiat să iau o minge. Am auzit o voce. Mai știi ce ai învățat la școala duminicală? Și știam, cu câteva duminici înainte învățasem cele 10 porunci și una dintre ele scrie și spune să nu furi, să nu furi. Nu vreau să mă laud astăzi, că n-am cu ce să mă laud. Dar este o zicală în România, cine fură azi un ou, mâine va fura un bou. Sunt azi în biserică pentru că în copilărie m-a păzit Dumnezeu să fur o minge de tenis. Iubiții mei, cum stăm cu principiile noastre, cu gardurile noastre? Hai să vă citesc câteva garduri frumoase din Biblie. Gardul lui David, Psalmul 101:3. Ce gard extraordinar! Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Urăsc pe păcătoși. Nu așa scrie. Urăsc purtarea păcătoșilor. Și am un principiu, a zis David, ea nu se va lipi de mine. Gardul lui Iov, Iov 31:1. Făcusem un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Gardul lui Daniel, Daniel 1:8. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului. Am citit în istoria Babilonului săptămânile acestea că aceste bucate mai întâi erau închinate idolilor și apoi era adusă lor. Și au zis Daniel, eu nu vreau să mă mânjesc cu mâncarea închinată idolilor. Gardul lui Iosif, Geneza 39:9, singur plecat departe de casă, fără comitet, fără păstor, fără coriști, fără părinți, fără frați, față în față cu o fată care i-a spus, păcătuiește cu mine.
Nu te vede nimeni. Și uitați ce spune Iosif. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare? Dacă o să-L vezi pe Dumnezeu mare, o să vezi orice păcat mare. Gardul lui Saul, iubiții mei, era stricat. Ca să vă arăt și un gard pe unde a intrat o vulpe, 1 Samuel 18:8, Saul s-a mâniat foarte tare. Și nu i-a plăcut vorba aceasta, cântau ăștia pe stradă. Lui David îi dau 10.000 și mie îmi dau 1.000. Nu-i mai lipsește decât împărăția. Mânie, apoi răutate. Următorul verset. Și din ziua aceea Saul a privit cu ochi răi pe David, că era mânie amestecată cu invidie. Uitați cum, iubiți mei, vreau să fiți foarte atenți. Noi ca părinți putem deschide gardul familiei noastre. Și ascultați-mă, noi facem un compromis mic ca părinți. Copiii noștri vor face un compromis mai mare. Și din generație în generație pierdem niște valori. Uitați-vă, au deschis Saul gardul și spune Biblia în versetul 10. A doua zi, a intrat o vulpe, Duhul cel rău, trimis sau îngăduit de Dumnezeu, a apucat pe Saul, care s-a înfuriat în mijlocul casei și... Uitați-vă ce mic, ce scurt e drumul de la mânie, invidie, lacrimă. Când Duhul Sfânt a plecat din viața lui Saul, inima lui Saul n-a rămas goală. Nu există nicio secundă când noi să nu slujim la unul din cei doi stăpâni. Dacă Duhul Sfânt pleacă, vine vulpea, vine diavolul, vin alte duhuri. Și la fel, când pleacă căldura, vine frigul, când pleacă lumina, vine întunericul. În al doilea rând, iubiții mei, un al doilea lucru pe care orice vie trebuie să-l aibă, Marcu 12:1, este turnul. Turnul. Un om a sădit o vie, a împrăjmuit-o cu un gard, a săpat un teasc și a zidit un turn. Gardul era folosit pentru animalele mici, dar turnul era folosit pentru pază și protecție împotriva hoților. Împotriva hoților. Și în Habacuc 2:1 am amintit duminică dimineața aici, ce frumos turn. M-am dus la locul meu de strajă și stăteam pe turn ca să veghez. Nu-i suficient să ai o vie. Trebuie să ai și un turn în ea, ci să urci acolo și să vezi ce ar trebui să îmi spună Domnul cu privire la familia mea, dacă sunt preot în casă, dacă sunt mamă în casă, dacă sunt copil. Nu știu câți copii avem printre noi aici, le-am spus la noi la biserică înainte să plec și cred că nu-și doresc să mă întorc în grabă. Le-am zis, Biblia nu spune copii, înțelegeți-vă părinții, ci Biblia spune copii, ascultați de părinți. Că nici eu nu mi-am înțeles părinții. Acum când schimb pampersul la copii, ei cam înțeleg pe părinți. Iubiții mei, mi-aduc aminte, aveam 18 ani și într-o seară la rugăciune la o biserică din Arad, s-a făcut o rugăciune așa mai restrânsă și a venit o soră cu dar de prorocie de undeva din Bucovina. De aici în jos era invalidă. Stătea doar pe un scaun și când avea un cuvânt de la Domnul, îl spunea de acolo. Eu m-am pus undeva în spate că am zis, mă, sper că nu o să mă bage la raze sora asta și o să-mi spune lucrurile, că aveam și eu lucruri poate mai mărunte. Și nu vreau să mă facă de râs în față la toți. Și s-a terminat rugăciunea, seara de rugăciune, eu foarte bucuros, plecăm acasă. Însă mama a zis, vino aici, dăm mâna cu sora, dăm pace cu sora. Nu, zic, dau pace și plec. Când îți dau pace, mă ține de mână și mă ține strâns așa. Și a zis, tânărule, am un cuvânt din partea Domnului pentru tine. Și vă rog să ascultați. Nu mi-amintesc multe din lucrurile de la 18 ani, dar o să mi-amintesc prorocia asta până mor. Domnul mi-a spus așa, eu terminam clasa 12, ca să vă spun contextul și urma să plec în Timișoara. Și aveam așa o bucurie că în sfârșit plec și eu la distanță, nu mai am tătă ziua părință după mine, o să fiu și eu un pic mai liber. Ca asta vor tinerii, nu? Libertate. Numai că libertatea de multe ori înțeleasă greșit. Și sora asta, pentru că era în turn și veghea, și Domnul i-a transmis un mesaj, mi-a spus așa,
Domnul își cere să stai la izvor, că la izvor vine Rebeca. Nu să stai la belți unde vin caprele. Știți, m-am gândit la prorocia asta, nu cred că mulți ar dori numărul de telefon de la șasoră. Dar m-a urmărit lucrul acesta, m-a urmărit mesajul acesta. Dumnezeu avea în vedere viitorul meu, căsătoria mea. Și am ajuns în Timișoara și îmi spuneau colegi, hai să ieșim la club, hai să ieșim la un casino, hai să ieșim la un pariu, că știi și tu niște bani. Și parcă o voce îmi spunea, nu-i acolo izvorul? Nu-i acolo Rebeca? Uită-te în Biblie, caprele merg la belți, la apă stătută, la apă contaminată. Rebeca vine la izvor, la apă proaspătă. Iubiții mei, am o veste bună să vă spun, sunt cu Rebeca astăzi după mine. Dumnezeu m-a binecuvântat cu ea. Și n-am cuvinte să mulțumesc Domnului. Vrei o Rebeca? Fii un Isaac. Că am văzut mulți băieți, după ce o trăi cu câteva în lume, o să-ți vreau o soră curată din biserică. Să o crezi tu. Poate după ce te pocăiești multă vreme și dacă ea vrea să te ierte. Nu, dacă ai pretenții, trebuie să ai și valori, nu doar pretenții. Că am văzut și eu pe țară, au rămas cu regența, au repetat de 3 ori, dar vrea fată cu 2 facultăți, auzi? Ar trebui să-ți vezi un pic lungul nasului. Înțelegeți? Iubiții mei, dacă gardurile ar fi suficiente, n-am pune camere video. Dar suntem conștienți că uneori nu luptăm doar cu vulpile. Uneori luptăm și cu hoții. Și hoțul vrea să-ți fure pacea, bucuria, timpul de părtășie cu Dumnezeu. Dacă poți, te rog să pui Ioan 10:10, cel mai mare hoț. Hoțul nu vine decât să fure. Acum, dacă dumneavoastră îmi furați acest smart pen, sau cum se numește, poate că pierd câteva zeci de dolari. Însă mă voi duce și îmi voi cumpăra altul. Însă Biblia spune că diavolul nu se mulțumește doar să-ți fure ceva. După ce îți fură anumite valori, Biblia spune că diavolul vrea să te înjunghie. Adică după ce îți ia valorile, vrea să-ți ia și viața. Dacă îmi furați acest smart pen și băgați cuțitul în mine, nu mă mai interesează de asta, ci mă interesează de viață. Și chiar și așa, dacă am șansa să am un telefon lângă mine și să sun la salvare, sunt șanse să scap. Însă Biblia spune că diavolul nici măcar nu se oprește aici. După ce ți-o luat viața spirituală, după ce ți-o făcut, după ce ți-o furat valorile pe care le aveai altădată, timpul de părtășie cu Domnul, principiile frumoase, integritatea, caracterul ales. Biblia spune că vrea să-ți facă praf familia, numele bun, să te prăpădească. Iubiții mei, am o rugăminte astăzi pentru toți cei prezenți. Să vă uitați, vă rog, nu doar la ce vă dă diavolul, ci și la ce vrea să vă ia diavolul. Lui Esau, diavolul îi dă o ciorbă de linte și ia dreptul de întâi născut. Ca și cum eu, tu îmi spui mie, frate Crist, îți dau o ciorbă și să-mi dai casa ta. Păi mi s-ar părea incredibil. La Samson, diavolul i-o dă pe Miss Dalila și ia vederea, ochii. Uită-te astăzi, nu doar la ce-ți oferă diavolul pentru moment, pentru că diavolul îți oferă plăceri de moment ca să-ți ia binecuvântări de lungă durată. Însă Biblia spune, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Iubiții mei, mă rog astăzi să stăm în turn și să veghem. Și poate să ne evaluăm viața, căsnicia. Ce ne-a furat diavolul? În urma mărturisirii, în urma căinței, în urma hotărârilor noi, Dumnezeu îți poate da ceea ce ai pierdut înapoi. Și mă rog ca El să o facă astăzi. Psalmul 94:22, Domnul este turnul meu de scăpare, Dumnezeul meu este stânca mea de adăpost. În al doilea rând, turnul mai era folosit pentru ceva. Turnul era folosit în vechime pentru a găzdui sculele și uneltele
necesară lucrului în vie. Ca să nu meargă cu sapa până acasă, că nu toți aveau bugetul necesar să aibă via lângă casă, alții aveau la kilometri distanță, găzduiau acolo uneltele, în turn, și încuiau ușa aceea. Iubiții mei, văd la Domnul Iisus ceva frumos. După ce ne iartă, după ce ne pocăim, după ce ne mântuiește, vrea să ne transforme, să ne schimbe viața și apoi să ne folosească și pentru schimbarea altora. Doamne, ajută-ne la asta! Și ca să ne folosească Dumnezeu pentru schimbarea altora, la fiecare dintre noi ne dă anumite unelte. La unul îi dă înțelepciune pentru predică, la altul îi dă poate finanțe pentru a ajuta o văduvă sau un orfan, la altul îi dă darul de a mijloci. Cunosc pe cineva lângă, undeva în Lugoj, în județul Timiș, peste 50 de ani a mijlocit. Asta a fost slujba lui. Să mijlocească în fiecare zi pentru alții. Întrebarea mea este astăzi, în turnul viei tale, mai ai uneltele pe care Dumnezeu ți le-a dat? Că Biblia spune în 1 Petru 4 cu 10, ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Și uitați câteva slujbe. Dacă vorbește cineva, să vorbească de rău comitetul. Nu așa scrie. Să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Și dacă cineva îți vorbește de rău comitetul sau păstorii, întreabă-l așa, vrei să luăm 3 zile de post pentru comitet? Îți garantez cu Biblia în mână că a doua oară nu o să mai ai problemă cu el. Că nu poți să vorbești de rău pe cineva și să și postești în același timp. Înțelegeți? Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-a dat Dumnezeu. Iubiții mei, mă rog astăzi fiecare dintre noi să ne verificăm uneltele. De ce? Că la finalul vieții noastre Dumnezeu nu ne va întreba dacă am făcut ce ne-a plăcut nouă să facem, ci dacă am făcut ce ne-a pus El să facem. Doamne, ajută-ne să facem voia Ta. Citeam despre Fred Shepard și închei punctul al doilea. Fred Shepard a fost un misionar medical american. Peste 30 de ani a slujit în Imperiul Otoman, în Turcia, într-o regiune numită Antep. A venit din America, a lăsat confortul de acolo și undeva prin anii 1880 s-a mutat în Turcia, într-o sărăcie cruntă. Și a construit o stație de misiune și a transformat-o într-un centru medical. Iar acolo a tratat curzi, armeni și turci. Și în timp ce îi trata, le vorbea despre Iisus Hristos. În 1915, omul acesta a contractat tifos și a murit. La câteva zile după înmormântarea lui, un armean sărac, pe marginea drumului, fiind întrebat ce spune despre Fred Shepard, a spus următoarele cuvinte. Nu l-am văzut niciodată pe Iisus Hristos, dar l-am văzut pe Dr. Shepard și știu cum arată Iisus. Ce frumos ca oamenii când vom pleca de aici să poată să mărturisească că am trăit așa cum a dorit Iisus să trăim. Iubiții mei, nimeni în ziua mormântării nu o să zică, bă, ce faină mașină avea, ce fain bani avea. Oamenii nu vor rămâne marcați de ce ai făcut tu pentru tine, dar oamenii vor rămâne marcați pentru totdeauna de ce ai făcut tu pentru ei. Cu uneltele pe care Domnul ți le-a dat, cu puterea, cu influența pe care o ai, să poți să fii de folos în lucrul Domnului. Și în ultimul rând, și n-aș vrea să vorbesc despre asta, că doare lucrul ăsta, dar Biblia spune în Marcu 12 cu 1 că mai există ceva. Mai există teascul, the wine press, cum spuneți voi, teascul. Și teascul este o presă mecanică cu ajutorul căruia se storc diferite fructe pentru obținerea de sucuri naturale. Însă atunci teascul nu era o presă metalică, ci teascul era un bazin în care strugurii erau aruncați, erau puși și niște oameni desculți intrau și călcau strugurii în picioare.
Iubiții mei, vă spun cu mâna pe inimă, cu mâna pe Biblie, nu vom pleca din viața asta fără ca fiecare dintre noi să fim călcați în picioare. Și noi, nu ne place. Nu e ușor să fii călcat în picioare. Însă, teascul reprezintă locul zdrobirii și fiecare din cei care îl slujesc pe Dumnezeu va avea locul zdrobirii lui. Dau câteva exemple din Biblie și apoi venim la noi. Iisus a avut un ghețiman și ghețiman înseamnă presă de ulei. Luca 22:44 a ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte și sudoarea este făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Biblia spune despre Iisus că Dumnezeu a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Ascultă-mă! Pentru fiecare dintre noi Dumnezeu are zdrobirile Lui. La unii ne zdrobește printr-un partener care nu vrea să trăiască așa cum Domnul vrea și tot timpul ai probleme cu el. Și soluția nu-i să ridici tonul și să-l înjuri și să-l faci cu ou și cu oțet și să suni în țară la socri. Soluția e să îngenunchezi. Și în zdrobire să spui, Doamne, ajută-mă să lucrez cu înțelepciune. Pe alții Dumnezeu îi zdrobește printr-un copil care nu ascultă. Și zdrobirea ta și nu poți să scapi de ea. Pe alții Dumnezeu îi zdrobește printr-un șef la servici. Și am văzut oameni care și-au schimbat serviciul și șeful și așa au făcut Domnul cu dat de altul. Că nu era zdrobirea gata încă. Pe alții Dumnezeu ne zdrobește prin boală. Pe alții Dumnezeu ne zdrobește printr-un faliment financiar. Pe fiecare Dumnezeu ne zdrobește. Știți de ce? Îi spunea Dumnezeu la cineva prin prorocie acum câteva zeci de ani, avea 3 boli. S-o ruga frații pentru el, de 2 au fost vindecat. Și o zis Domnul, diabetul ți-l mai las ca să mă mai cauți. Că de multe ori când suntem sănătoși, nu-l căutăm pe Domnul, dar când suntem bolnavi, așa ne smerim, așa ne umilim. Când copiii noștri sunt mici și cu minți, așa ne uităm la copiii altora, să cresc și ai noștri. Și când sunt mici, ne rup brațele, când sunt mari, ne rup inimile. Acum, dacă sunt copii în sală care zic, ce bine că eu o zdrobesc pe mama, vine și rândul tău, când copilul tău te va zdrobi. Cum ai făcut? O badea 1:15. Așa ți se va face. Moise a avut teascul pustiei, 40 de ani de zdrobire. Spune Moody despre Moise că în primii 40 de ani Moise credea că e cineva. Păi dacă Dumnezeu l-ar fi trimis pe Moise spre Canaan cu poporul Israel, ar fi zis toți, cineva pe nume Moise l-a dus pe Israel în Canaan. Și au zis, Domnul, nu vreau asta, că Dumnezeu își împarte binecuvântările cu noi, dar slava nu împarte cu noi. Și atunci Dumnezeu l-a dus pe Moise și l-a făcut un nimeni. De la 40 la 80 de ani l-a făcut un nimeni. Am o întrebare, vă puteți certa cu nimeni? Dacă te ceri cu soțul sau soția acasă, înseamnă că unul din voi sau amândoi încă nu sunteți nimeni. Și pentru că nu sunteți nimeni, o să mă mai fiți zdrobiți. De la 80 de ani la 120 de ani, Dumnezeu a arătat lumii întregi ce poate face cu un nimeni. Cu un nimeni. Iosif a avut zdrobirea lui. Uitați ce spune Biblia, nu mai citesc, timpul zboară, dar a văzut Iosif un vis. Știți visele lui Iosif? Hai să vă spun ceva. Uneori Dumnezeu ne descoperă unde vom ajunge, dar nu ne spune drumul într-acolo, că ne-am speriat. Am auzit aici în Australia câteva istorisiri șocante, cum au sărit unii în Dunăre, cum au trecut granița. Acum mai vezi că au mașină frumoasă, casă frumoasă, dacă vin și la biserică și au și familia lângă Domnul, atunci chiar îți bogați. Și le-am spus, așa e că mulți ar vrea să aveți ce aveți voi, dar n-ar vrea să treacă pe unde ați trecut voi. Așa e, frate Cristi. Că vin tineri ăștia, acum zice, și vor într-un an să aibă ce am făcut noi în 35 de ani. Hai să spun ceva. Există un drum. Așa de fain s-a simțit Iosif când a văzut în vis că frații se vor închina înaintea lui. Nu, ca să se închine frații înaintea ta și să nu devii mândru, trebuie să treci 12 ani de pușcărie.
Rabinii evrei spun că Iosif a făcut între 10 și 12 ani de închisoare. I-a făcut pe drept? Nu. La fel cum noi nu suntem vorbiți, adică suntem vorbiți de rău pe nedrept și dacă suntem vorbiți de rău pe nedrept trebuie să ne bucurăm. Și ne doare. Și îți vine uneori să-i dai înapoi, să-l faci cu ou și cu oțet, să suni în țară, să-l duci la nu știu cine. E zdrobirea ta. Era Iosif în închisoare și cred că s-a gândit în primul an, Doamne, când ies de aici și mă întâlnesc cu frații, praf îi fac. Că din cauza lor sunt aici. Eu le-am dus mâncare și ei m-au vândut. Mai spun ceva. Valorile se vând, gunoaiele se aruncă. Dacă te vând frați, înseamnă că ești valoros. Slăviți să fie Domnul. Înțelegeți? Dacă erai gunoi, te aruncă la gunoi. Valorile se vând, gunoaiele se aruncă. L-au vândut frații. Și au zis Iosif, Doamne, dacă ies de aici, și au zis Domnul, da, mai stai un an. Și au mai stat Iosif. Cred că în al doilea, al treilea an, au zis, Doamne, dacă ies de aici, nu o să-i fac praf. Dar o să le zic așa, când îmi aduceți haina, o să vedeți grâu. Au zis Domnul, da, mai stai, că mai am dezdrobit. De ce? Mai am dezdrobit. S-a uitat Iosif la paharnic, auzi, când ieși afară să nu uiți. O zis Domnul, da, mai stai, încă te încrezi în oameni, dar n-ai văzut ce s-o fac cu oamenii. Și într-o zi o zis Iosif, Doamne, când o să ies afară, dacă frații mei o să-mi ceară ceva, nu o să-i întreb dacă merită. Și o să le dau tot ceea ce o să-mi ceară și o să iert, și iert deja. O zis Domnul, ieși afară repede că ești pregătit. Ieși afară. Biblia spune că Iosif s-a căsătorit și soția lui a rămas cu burtic, a rămas însărcinată. Și a zis soția lui Iosif către Iosif, Iosif, ce nume punem? Și Iosif a zis, uitare. Hai să vă pun o întrebare, ce vă este mai greu, să iertați pe frați sau să uitați ce vă făcu frații? Iubiții mei, gândiți-vă că uitare era afară la joacă și striga Iosif, uitare, hai să te speli pe mâini, că trebuie să mănânci să mergi la grădiniță. Și până venea uitare să se spele pe mâini, Iosif pleca capul jos și spunea, Doamne, ajută-mă să uit. Am avut un conflict cu un frate păstor din România, nu mai știu detalii foarte multe, dar cineva m-a întrebat despre conflictul ăsta și a zis, Cristi, spune-mi exact ce s-a făcut omul ăla, că știu că n-ai fost vinovat. Și când să dau drumul să spun, am auzit o voce. Dacă ai iertat și ai uitat, n-ai voie să mai spui. Fai, ce ciudă m-a fost. Și am zis, frate, nu mai știu, că am uitat. Cum? Că ai probleme deja cu uitarea? Zic, nu, asta e situația, dacă m-a iertat și dacă l-am iertat, n-am cum... Ăsta e un test bun. Dacă l-ai iertat și n-ai uitat, încă mai ai de lucru. La al doilea copil a zis soția lui Iosif, cum punem numele? Și a zis Iosif, rodire. După ce am iertat, am uitat, acum pot să rodesc. Avram a avut iascul așteptării 25 de ani să primească pe Isaac. Fiul risipitor a avut iascul foametei și al lipsurilor. David a avut între 10 și 15 ani teascul fugi de Saul. Iov a avut teascul zdrobirii cu copii morți, boală și toată averea pierdută. Ana, teascul bajocorii și a lacrimilor înghițite în sec. Orice vie are teascul ei și via noastră și via ta va avea un teasc al zdrobirii. Dumnezeu, iubiții mei, să știți că e prea puțin interesat de confortul nostru și e tare mult interesat de caracterul nostru. O zi cineva într-o biserică, un frate păstor dintr-o biserică din România o suna pe o mătușă de-a lui și o zis, tu și roagă-te că vor să mă dea ăștia jos. Și o zis, tu și, dar unde te-ai urcat? Unde te-ai urcat? Ce mare adevăr! Păi dar n-am cum să... Dacă tu ești pe genunchi... Iubiții mei, niciodată nu mi-e frică că cineva mă poate da jos. Dacă mă dă jos, slăfii să fie Domnul, că scap de bajocuri. Dar hai să vă spun ceva, dacă Domnul te-a pus, El te ține. De aceea nu căutați să vă pună oamenii, nici la business, nici la biserică, nimic. Căutați să vă pună Domnul. Nu-i ușoară zdrobirea, dar teascul arată adevărat cine ești.
Dacă storci o lămâie, îți dă acreală. Nici nu mă mir că mi-ai răspuns așa la mesaj. Îmi dau seama că ești lămâie. Dacă storci un grefuit, îți dă un suc amar. Dacă storci o babă de struguri, îți dă un sirop dulce. Și dacă storci o portocală, îți dă un suc de portocale. Nu vom pleca din lumea asta până când nu se va împlini 1 Corinteni 3:13. Ultimul verset și apoi închei cu o mărturie. Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscută, căci se va descoperi în foc. Focul arde fânul, focul arde orgoliu, focul arde invidia, focul arde mânia. Dar pe aur focul îl modelează și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Fanny Crosby a fost o femeie care a cunoscut durerea. La numai 6 săptămâni de viață, mâna bună a Domnului a acoperit ochii lui Fanny. Infecția oculară tratată necorespunzător de către un doctor a dus la orbirea acestei fetițe. Ea avea să spună mai târziu, deși a fost o neatenție din partea medicului, n-a fost o greșeală a lui Dumnezeu. Dacă l-aș întâlni vreodată pe acel medic care m-a orbit, i-aș spune că fără să știe, mi-a făcut cel mai mare favor din lume. Dacă aș avea ocazia să aleg, aș alege să rămân oarbă. Pentru că atunci când voi muri, știu că îl voi vedea pe Dumnezeu față în față. Singura durere a fetiței oarbe era imposibilitatea de a citi, de a-și sătura setea de cunoaștere. De aceea de multe ori în rugăciunile ei spunea, Doamne, dă-mi lumină, dar nu lumina ochilor, ci lumina minții. Mereu se ruga și medita în fiecare seară și spunea la un moment dat, este mult mai bine să ne rugăm cu speranță și cu credință pentru lucrurile de care avem nevoie decât să ne neliniștim și să ne plângem pentru că nu le avem încă. La 15 ani Dumnezeu i-a dat lumina cunoașterii. A început să studieze filozofia, matematica, astronomia, economia la una din primele școli de orb din lume, din New York, Institution for the Blind. Pe lângă studii, Fanny compunea poezii, cântări. În primăvara anului 1849, holera făcea ravagii în toată lumea și holera a ajuns și în America de Nord. 10 din colegii ei s-au îmbolnăvit și au murit răpuși de holera. Profesorii au spus tuturor studenților, puteți pleca acasă. Însă Fanny a zis, eu rămân. Că omul lui Dumnezeu rămâne când alții pleacă. Dar de ce rămâi, Fanny? Pentru că vreau să îngrijesc de ceilalți bolnavi. Să ajut la prepararea pastilelor și a medicamentelor. La un moment dat a primit și ea holeră. A fost contaminată. Însă s-a încrezut în Dumnezeu și Dumnezeu a vindecat-o. S-a căsătorit la câtva timp după aceea, dar singurul copil pe care l-a născut a plecat în veșnicie. Ce adânc a fost teascul acestei femei. Orbire la 6 săptămâni, holeră, o viață fără lumina ochilor, copil mort, însă totuși fata asta, femeia aceasta, sora aceasta, a continuat să-L slujească pe Dumnezeu. De-a lungul vieții ei a compus peste 9.000 de poezii și cântări și este considerată cel mai mare poet creștin de-a lungul istoriei bisericii. Una din cântările pe care o să o cântăm acum la sfârșit, a compus-o după ce a fost într-o zi la penitenciar, la niște deținuți, și acolo, fără să-i vadă, le-a vorbit despre Iisus și le-a vorbit despre mărturia ei. În timp ce ea vorbea, a sărit un deținut în picioare și a strigat, nu mergi de la mine, Iisus. Iar Fanny a mers acasă și a scris o cântare frumoasă, nu mergi de la mine, Iisus, strigă inima. Văd spre alții că verși milă, Doamne,
Văd pe alții că plâng la rugăciune. Văd pe alții că vin mai modest la biserică. Văd pe alții că și-au schimbat limbajul, că și-au schimbat viața, că citesc mai mult din Biblie. Fă-mi și mie așa. Și-a încheiat viața, iubiții mei, la 95 de ani. A deschis ochii pentru eternitate, pentru a vedea fața lui Dumnezeu, în timp ce i-a închis pentru totdeauna, pentru lumea de aici. Nu știu cum e viața astăzi, dar aș vrea, în timp ce cântăm această cântare, să te gândești, poate aveai un gard puternic mai de mult. Poate te puneai pe genunchi și te rugai cu foc. Și acum lumea a pătruns în viața ta și vulpile au pătruns și s-a stricat ceva acolo. Și nu mai simți setea aia după Dumnezeu. Poate e nevoie să-ți verifici turnul și să vezi, Doamne, care sunt hoții care mi-au furat bucuria? De ce stau 3-4 ore pe telefon sau la un film și când trebuie să mă pun pe genunchi mi se pare atât de greu să mă rog 5 minute? Poate aveai niște unelte și hoțul când o pătruns ți-o luat uneltele și astăzi stai și te uiți la alții care lucrează. Dar și pe tine te rog chema Dumnezeu să lucrezi. Și nu în ultimul rând să nu uiți că Dumnezeu vrea ca să luăm în noi chipul lui Iisus. Și pentru aia va folosi zdrobirea în diferite forme, după cum am spus-o. Accept-o, nu fugi de ea. Și în timp ce ești zdrobit, vezi ce mai trebuie să schimbi. Și Dumnezeu să ne ajute. Hai să ne ridicăm în picioare, să cântăm această cântare și la final să ne rugăm.
alți chestii, cu o inimă sinceră. El ne cunoaște. Și dacă este ceva de reparat, să fim gata să recunoaștem lucrul ăsta. Și cred că Duhul Sfânt ne va cerceta, ne va conștientiza. Pentru că în ziua aceea nu vom avea nicio scuză că Dumnezeu nu ne-a vorbit. Însă nu-i suficient ca El să ne vorbească, ci trebuie ca noi să facem pași spre ascultare. Doamne, ajută-ne la asta. Ne rugăm cu toții și la final, haideți să mulțumim pentru încă o seară binecuvântată. Amin.